Hey bună, eu sunt Peri Vlog. Eu sunt Nakita Vlog. Iar astăzi o să facem o parodie. Eu sunt mama, iar ea este fica mea. Așa că dacă sunteți curioși despre ce o să fie, vă rog să ne vizionați până la capăt și o să râdeți de noi până o să vedea lacrimile. Așa că haideți ca să începem. Vă pup dulcea și mi-au scârbă. Intră! Auzi, mamă! Da, ce mami! Ce să fac, mamă mică, mă? Ce să fac, mamă mică? Uite, citește ziarul și mai mult puțin că trebuie să mă duc în club în seara asta și știi cum e. Ce să faci, mă? Ce să faci, mă? Să mergi în club? Pune dracu mâna și învață că m-a sunat dirigenta ta! Și mi-a zis că o să te lase corigentă, să ies arde de clufă. Stai că te spune lui tatu când vine de seară. Pune mâna și învață că astăzi ești pedepsită. Nicăieri nu ies, în niciun club, la niciun suc și nici fără prietenul tale. Să-ți fie clar. O, nedreierată, ce-ai cu mine? Lasă dracu cartea, că dacă mă lasă corigentă, ce? Ia uite, bă, eu mă duc la club, trebuie să mă aranjez puțin aici. Și ia să sun eu pe iubi acum, ia stai frumos! Iubi! Ia-te tot de mama asta, că nu mă lasă la... Nu mă lasă! Că zise că să învăț, că mă lasă corigentă, că sunt zâta de dirigentă! Ce? Să pun vreau să învăț? Intră! Ce faci, fata, mami? Ce faci? Mânca mama pe ea, ce face fata mea? Ce să fac, mămică? Unde și-o pe Facebook, pe aici, ce să fac? Nicăjită și eu și ziceam să-mi fac și o lecție. Vai, pe ce faci, mă, mama? Parcă ai fi o tocirală! Tu nu știi că fetele la vârsta ta se duc în cluburi, se îmbată, se drochează? Unde e la mama aici așa 50 de euro? Și tu te mă, mamă, mă, și distrează-te, mă, că viața e frumoasă, mă! Păi stai ca prostă în casă și citești! Păi eu de-aia te-am făcut ca să te facă tocirală! Să te mai petiți-o, băi, și distrează-te, mă, că eu la vârsta mea mă distram de nu mai vedea de mine! Ce să fac cu 50, mamă, că eu vreau să-mi fac lecția. Uite, mă ascultă mâine la Mihai Minescu și... Nu, ce să fac eu? Nu, mamă, nu mă duc la club, nu. Eu vreau să citesc, vreau să citesc. Tu îmi comentezi mie? Am zis să te duci la club, că dacă cu tine te perezi de nedevles. Mie nu te duci la club, eu vreau să te duci la club. Am zis că nu mă duc la club, nu mă duc la club. Ce dorește ea de Moș Crăciun? Auzi, fata, mami, da, dar tu ce dorești de Crăciun, fetița mea? Mămică, nu vrea decât o păpușă mică. Cum, mamă, mă, ca o armamă cu gurița ei? Păi tu vrei doar o păpușă? Da! Nu se ia mama o păpușă! Nu se ia mama o păpușă! Știi ce s-o ia mama? Ce o să se ia mama un iPhone 7? Un laptop o să-ți ia mama. Oh. O să-ți ia mama niște balerini ca să dea, așa, știi, când îi bagi în picioare să te învârți. Să magi. Ce balerină, da, ca în film? Da, că mama vrea să te facă balerină. Balerină. O să-ți iau și niște prezervative, că ei, poate când faci cu cu prietenul tău să nu rămâi gravidă. Nu rămân, mamă. Să fii cu minte că asta o pun pe tine. Cum să rămân gravidă când eu sunt deja în 3 luni? Ups! Fii, dracu, tu să fii... Ești gravidă? Nu! Ești gravidă?
Ești gravidă? Ce ți-am spus eu că trebuie să fii cu minte? Am fost, nu mai sunt gravidă, că sunt în 3 luni. Ai pierdut iPhone-ul, ai pierdut laptop-ul și balerinii. Pa! Nimeni nu-ți mai iau. Pleacă de aici. Nenorocito. Nu mai sunt gravidă, nu mă, să nu se dracu, nu mai sunt gravidă. Nu mai. Nu mai sunt. Nu-ți mai iau nimic. Să-ți fie. E bun. Apropo, mamă, de cadouri, ce vrei să se ia mama de Crăciun? Ce îți dorești tu, mamă? Te vrei să-mi cumperi ceva frumos? Păi o să vină moșul și la tine, mamă, ca la toți copiii cu minți. Păi stai să spun atunci. Deci, în primul rând, aș vrea un iPhone 7 mat. Da. Așa. Un PS4 slim. Așa. Niște ghete cu niște cristale zvaroschi pe el. Așa, un laptop la 2500 de euro, să pot să stau și pe Facebook mai bine, așa, niște haine de la Zara, niște haine de la Massimo Dutti. Da, du-te, dracu, că n-am o sumă de bancă, eu nu lucrez la bancă. Tu nu știi cât costă pentru mine, un lept contează mult, tu dacă nu muncești îți dorești de toate. Na, că nu mai vine moșul la tine, mi-a milă de tine să-mi fie. E nebună, măi! Ei, da și cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și dacă doriți să mai facem video cu noul nostru păr, ne puteți lăsa prin comentarii. Eu am fost mama lui Iubi. Da. Vreți să vedeți că suntem lesbiene? Vreți și tu? Mamă, ce bine stă. Ei, da, cam atât a fost. Eu am fost Ferivlog, iar el a fost Nac Infinit. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și vă mai așteptăm pe canalul nostru. Pe data viitoare, pa!